Salutare, prieteni! Sunt puțin răcit, așa că poate nu o să-mi recunoașteți vocea mea obișnuită. Lângă mine am un Opel Astra sau un Peugeot 3008, un Peugeot 308, cum mai zice lumea în comentarii, dar să știți că nu e chiar așa. Și o să povestim, o să înțelegem că sunt unele diferențe, chiar dacă mașina asta, după cumpărarea Opel de către grupul Stellantis, majoritatea modelelor au fost mutate pe platformele Stellantis, că și acest Astra este făcut pe MP2, varianta a treia de la Stellantis, adică platforma comună cu Peugeot 308. Totuși sunt destul de multe diferențe, în primul rând de identitate, dacă vreți. Adică îmi place chestia asta. Eu am fost printre cei sceptici. Când a cumpărat Stellantis-ul Opel, am fost convins că Stellantis-ul va închide Opel. Asta am gândit eu cu mintea mea mică. Am zis, ei, francezii, în foamea asta de bani care este, o să închidă Opel și nu numai că n-a fost așa, au dezvoltat niște mașini foarte interesante și iată că Opelul la momentul ăsta are o gamă absolut normală de mașini și ce îmi place foarte mult și o să vedem împreună la acest Astra, că se leagă de istoria Opel în tot ce fac. Și dacă o să privim din exterior această mașină, care în primul rând trebuie să vă spun are un coeficient aerodinamic spectaculos de 0,26, adică în broșurile de prezentare se dă exemplu Opel Calibra, care acum 10 de ani avea 0,26 CX-ul și sigur sună ciudat că Opelul se laudă acum că în 2023 iau un CX de 0,26, e normal, îl așteptam, eu așteptam un 0,23 să văd, dar oricum, și aici e o discuție separată, o să vedem că revin la putere mașinile aerodinamice și se pare că o să urmeze un declin al SUV-urilor din motive pe care o să le înțelegem atunci când o să pricepem că lumea se duce către electric și în momentul ăla SUV-ul nu mai corespunde din multe puncte de vedere în privința aerodinamicii, eficienței și așa mai departe. Și atunci ne vom întoarce din nou la mașini de genul ăsta sau la sedanuri aerodinamice sau la alte forme, poate mult mai spectaculoase decât aceasta. Ideea este că pentru mine acest Astra este o surpriză foarte plăcută la exterior și la cum merge. Interiorul e un pic cam trist, o să vedem împreună. N-aș putea să vă spun că m-a făcut să cad pe spate, dimpotrivă, e ca la Grandland și ca la alte modele ale lor, altfel mașini excepționale. Interiorul a fost întotdeauna cumva outdated. Aici nu mai este un interior outdated, dar e un interior urât, e un cuvânt urât, așa că nu o să spun cuvântul urât. E un interior ușor trist pentru așteptările mele. Însă, ce merită menționat la această mașină și spuneam de legăturile de istorie cu vechiul Astra, ultimul model de Astra, da? Și celelalte modele de dinainte. Sigur, la modelul nou, ăsta este Opel Astra L, da? Avem caracteristicile mărcii, adică Opel Compass, Opel Blitz, Opel Visor, da? Blitzul este ăsta de aici, logo-ul. Visorul e grila asta de aici, care la modelul ăsta este și cu fante de răcire. În spatele lor și jos aici sunt niște fante care se închise, deschid automat. Probabil că în momentul ăsta ele sunt închise pentru că mașina staționează. Tot pentru îmbunătățirea aerodinamicii, în timp ce capota, compasul, care este alcătuit din ce? Din linia farurilor, care ar fi vestul și estul, da? Și nordul și sudul, linia care vine de pe capotă. Când te uiți în centru, cu blitzul în centru, ăsta este cumva, dacă vreți, exercițiul lor de design, care se numește Opel Compass. Te uiți la mașină și vezi o busolă, vezi aventura, vezi, mă rog, fiecare ce vrea să vadă, vezi destinația. Ideea este că pentru mine cel mai important lucru la acest Astra este faptul că este o versiune GSE. Cine a cunoscut istoria mărcii Opel, cine a avut mașini Opel, știe că Opel a fost întotdeauna un model și popular, la concurență cu Volkswagen întotdeauna, și în același timp și cu variante sportive, deci cu variante deosebite, de la Calibra până la Astra Coupé, până la OPC-uri, seria de mașini de înaltă performanță dezvoltată de Opel Performance Center.
Și am ajuns aici să avem un GSE care e de la ce vine? De fapt, GSE-ul vine de la Grand Sport Electric, da? Electricul vine de la faptul că avem o soluție de grup motopropulsor hibrid, cunoscut din grupul Stellantis, respectiv motor turbo 1.6 180 de cai, un motor electric de 110 cai și în combinație cu o baterie mai mărișoară, avem un PHEV destul de interesant. La minusuri am putea să trecem greutatea destul de mare, aproape 1700 de kilograme. Dar începusem să spun ceva, că există niște diferențe interesante la acest Astra față de un Astra normal. Adică GSE-ul vine cu o gardă la sol cu un centimetru mai jos, deci ce? Mai sport, dar cu mai mare atenție la trotoare. Și eu, care sunt coborât din Isuzu, am garda la sol aici, vă dați seama că pentru mine e o adaptare destul de greoaie la genul acesta de mașină. Dar o să vedem în partea din față că față de un Opel normal, zona asta de jos este și mai coborâtă, adică la un Opel normal ai buza asta, vine cam așa, se duce pe aici. În timp ce aici este coborâtă pentru a da un aspect și mai dinamic mașinii. Evident, avem farurile IntelliLED, Matrix și așa mai departe, în interior avem scaunele AGR, super, super, este una dintre, dacă vreți, calitățile deosebite ale gamei de modele Opel, prezența acestor scaune AGR. Numai când le ai și trăiești în ele, știi ce înseamnă. Dar ce îmi place mie la mașină, în afară de culoare, nu mă deranjează că e albă, este super ok culoarea. Îmi place că este foarte clean, deci este în mod clar gândită pentru aerodinamică și acest lucru se vede în tot. Dacă vă uitați la nivelul plafonului, nu se vede nimic decât plafon complet drept, două cute pe laterale care au și ele rol în a aduce aerul. Aici, în față, o să vedeți cât de elegantă, cât de fină și cât de închisă este toată zona față. Aceste jaluzele, cum place mie să le spun, sunt bineînțeles controlate dinamic, adică în timp ce mașina se deplasează, dacă nevoile de răcire sunt mai mari, jaluzele se deschid. Dacă ești undeva staționezi și nu vrei să ți se răcească motorul, jaluzelele alea se închid. Da, sigur, cel mai probabil că atunci când staționezi, mașina va fi în modul electric oricum. Cel mai important lucru care mi se pare definitoriu pentru acest Astra este totuși faptul că anul acesta a câștigat un premiu. A câștigat premiul Red Dot Design 2023 și asta spune multe despre exteriorul mașinii. Pentru că în momentul în care te învârți în jurul mașinii și o studiezi, o să vezi unele aspecte care par ca la alte mașini, dar nu sunt chiar așa. Și anume, uitați-vă cum se integrează perfect farurile cu grila, da? Deci cât de aproape că sunt din același, dacă farurile ar fi fost negre, nici nu ți-ai fi dat seama că există aici o îmbinare, tot pentru aerodinamică. Pe urmă, în zona de oglinzi retrovizoare, și o să ne mutăm imediat acolo, o să vedem că mașina are un sistem de camere 360 de grade, ce e nou, nu e nimic nou, toată lumea are, da, camere, însă diferența la acest Opel este cum sunt ele integrate. Asta e o cameră pe care și la alte mașini o vedem tot în grila față sau, mă rog, în logo, nu e nicio problemă. Dar dacă vă uitați la oglinzile retrovizoare, o să vedeți că cele două camere de pe oglinzi aproape că nu se văd. Deci sunt integrate cum? Tot pentru aerodinamică. Alte mașini SUV-uri au, să spunem, nu știu, ies în afară foarte mult pentru ca acele camere să ia unghiurile optime și așa mai departe. Acel lucru înseamnă zgomot, pierdere la nivel aerodinamic. La Opel chestia asta a fost foarte atent studiată, camerele au ele o adâncime, dacă vreți, sunt făcute de așa fel încât să îți ofere acel 360 de grade, fiind în același timp ascunse, mascate, și dacă vă uitați la oglindă nici nu le vedeți. La fel, oglinzile retrovizoare, un aspect foarte important pentru că ele fac parte din suprafața frontală a mașinii și suprafața frontală se ia în calcul la coeficientul aerodinamic. Cu cât suprafața frontală e mai mică, și coeficientul aerodinamic este mai mic. Oglinzile făcând parte din această suprafață frontală, e necesar la fel să fie gândite, gândite aerodinamic. Din lateral, tot legat de aerodinamică, ce vedem? Niciun fel de bandou, niciun fel de
cum se cheamă, protecții din astea de praguri sau protecții de noroi, care sigur sunt foarte utile în anumite momente, dar dăunează aerodinamic. Și când privești mașina din lateral, n-are cum să nu-ți placă. E clar, termenul e clean. Ăsta este, este atât de curată și fină, încât, cel puțin din punct de vedere al exteriorului, înțelegi exact de ce a luat premiul Red Dot Design 2023 sau Red Dot 2023 pentru design. Jantele de 18 inch sunt specifice pentru GSE, deci nu o să le vedeți la alte modele. Când vedeți jantele astea, este un model GSE. Frumos plafonul, că e în culoarea neagră. Piano black-ul l-am lăsat special așa, n-am vrut să mai dau apă pe ea astăzi, pentru că vreau să vedeți ce se întâmplă cu piano black-ul când rulezi. Se electrizează, atrage praful și rămâne praful ăsta destul de urât. Aici este o zonă foarte interesantă la colțul ăsta, care vine și din istorie. Dacă vă uitați, o să vă dați seama. Sigur, va trebui să șterg chestiile astea de aici ca să se vadă mai bine de unde vine treaba asta. Dar în același timp are și un rol de reducere a zgomotului când aerul trece cu viteză, mă rog, mașina trece cu viteză prin aer. La fel, mânerele de portiere aerodinamice, evident avem acces fără cheie, mașina se încuie, se descuie, astea sunt naturale la chestiile astea. Legat de suspensie, pe față avem un pseudo McPherson, în timp ce pe spate, și aici e un, să zicem, un punct mai slab al acestui Opel, nu avem o soluție multilink sau independentă. Avem o punte semirigidă, cea tipică Stellantis, care, eu vă spun că am mers cu mașina, nu mă deranjează. Și oricum, pe multe modele ale viitorului o să vedem genul ăsta de soluții, pentru că ele privilegiază spațiu și cine vrea să facă o variantă electrică sau electrificată va prefera întotdeauna, va prefera o soluție semirigidă decât o soluție independentă. Pneurile sunt Michelin Primacy 4, 225x40R18, mă rog, aici cu inscripții Michelin Total Performance, etc, etc. Frâne cu disc ventilat pe față și cu discuri pline pe spate. Cine se uită la partea din spate și nu recunoaște că e ok, nu e cinstit. Dacă vă uitați la stopuri, o să vedeți imediat legătura cu modelul Astra precedent. Imediat o vezi. Deci stilizarea este perfect făcută. Vezi evoluția și în același timp vezi trecutul. Foarte interesant făcut spatele. Logo negru. Jos aici piano black cu stop de ceață. Ăsta este de inspirație Formula 1. Am mai povestit la Corsa, cred, când am fost la lansarea Corsa, că e clar de unde vine stopul ăsta. Acum, uitându-mă eu la mașină zilele trecute, am văzut o chestie foarte interesantă și m-am gândit în mintea mea ce aș fi făcut eu dacă tot s-a căutat să se facă atâta design. Ce vedeți aici în această scenă? Chestia asta și cu chestia asta. Nu e așa că vă gândiți și voi la ce mă gândesc eu? Că puteam să băgăm antena aici frumos, făceai asta puțin mai sus, lăsai stopul aici și băgai antena aici. Și era un câștig aerodinamic. Mă rog, se poate face pe viitor. Apendice aerodinamice și aici, totul piano black. Se prăfuiește în aici, se face la piano black, ăsta este. Lunetă fumurie și, da, știm cine e originatorul acestei soluții de deschidere a portbagajului. Nu a fost Opel primul care a făcut treaba asta, dar asta e, acum s-a trecut la diverse. Oricum, foarte interesant, lumea se cam păcălește. Cine vine la mașină și vrea să deschidă portbagaj și începe să caute pe aici. Important e că e acolo. Logo GSE și ochi de pisică pe laterale, senzori de jur împrejur. Deci mașina, din punct de vedere al exteriorului, pentru mine este o mare satisfacție estetică. Să văd o mașină care se leagă atât de bine cu trecutul Opel și în același timp care arată un viitor al mărcii Opel. Există și versiune electrică și abia aștept să o conduc.
Portbagaj 352 de litri, ținând cont că e un PHEV, accept faptul că nu are cel mai mare portbagaj. Sunt variante în gamă cu portbagaje mai mici, mai mari. Avem trapă pentru cărat obiecte lungi, lumină pe stânga, cârlige pentru sacoșe și podea complet plată. Se rabatează spătarul asimetric, deci standard ca la orice altă mașină. Cred că, nu știu dacă se mai poate ridica asta, văd că are un fel de etaj aici, dar nu pare să-l aibă cu un scop. Probabil că la alte variante poți să-l pui aici. Hai să vedem ce e dedesubt. Da? Aici probabil vă dați seama că este bateria sistemului hibrid. Nu avem roată de rezervă. Și aici e un kit de pană plus un alt spațiu unde na, sunt băgate triunghiurile și o vestă și ce mai este. Deci un portbagaj normal. Nu pot să mă plâng că avem diverse chestii de ancorat, plasă de bagaje, top tether, calitatea mochetei ăstea este ok. Ce mi se pare interesant că polița are un material diferit care e mult mai bun. Deci asta e o mochetă aproape premium, în timp ce în interiorul portbagajului e o mochetă mai așa, mai normală, dar repet, nu mă deranjează. Și aici o să profit să povestim câteva chestii, că vreau să subliniez totuși de ce e important că Stellantis a cumpărat Opel și cum se poziționează ei acum agresiv în competiție cu Tesla și cu chinezii și cu alții nebuni care au luat cu asalt piața auto, că nu mai știe nimeni nimic și ce se întâmplă. O să vedem că față cine a avut Opel înainte. O să vedem că în zonele de finisaj operurile mai vechi erau mai interesant făcute. Masticul era mai atendat, cordoanele de mastic erau de obicei complete. Eu mi-amintesc la Astra G-ul meu, era impecabil. Portiere, tot nu exista. Deci era caroserie zicată, nu mai exista așa ceva. S-a dus la revedere. Puteai să o zgrii cu cuiu și stătea 7 ani fără rugină pe ea. Acum a făcut o păsărică ceva pe ea, îți rămâne gaură. Deci ăsta e sistemul, dacă vreți, Stellantis, adică mai nu neglijăm că nu ăsta e cu, ca să mă înțelegeți de ce vreau să fac aceste observații, nu deranjează ce vedem pe aici, este super ok. Vreau să fac comparație cu Tesla pentru că am studiat foarte atent modelele Tesla, mai ales că vreau să-mi iau unul, da, am picat la Rabla, nu m-a acceptat statul român să iau și eu 11.000 de euro, că n-am avut voie. Și am studiat Tesla și am observat că sunt foarte multe compromisuri făcute la partea de, cum să spun eu, asamblare, masticare. De exemplu, dacă faci o comparație cu o portieră de la acest Astra, cu o portieră de la un Model Y, de exemplu, păi Astra e avion de vânătoare, cum îmi place mie să spun ca termen, deci în ceea ce privește calitatea. Dar în același timp am observat și la acest Astra, în multe aspecte, și sub capota de la motor și în zonele astea pe aici, am observat că și ei încearcă să micșoreze numărul de operații și să micșoreze costurile. Adică, vedeți, undeva aici se taie cordonul de mastic. Înainte era cordonul, se dădea până aici. Da? Înainte, vorbesc de acum 10 ani. Și lucrurile astea le observ. Deci eu mă uit cu interes la chestiile astea pentru că vreau să văd cam cum evoluează Stellantis în raport cu provocările pieței de acum. Și eu cred că se duc într-o direcție bună, dar sigur noi ca și clienți, cumpărători sau entuziaști, o să observăm aceste lucruri și o să le comparăm întotdeauna și o să spunem, da, înainte era mai bine, Astra G era mai bine făcută sau nu știu. Da, dar în același timp tehnologia care este în această mașină, performanțe care sunt în această mașină sunt altele și undeva trebuie să faci un compromis ca să păstrezi mașina într-o zonă de preț rezonabilă, nici nu mai există cuvântul rezonabil în ceea ce înseamnă piața auto acum. Spre marea mea plăcere și satisfacție, există două mâneri aici și probabil că va fi o mașină mai puțin apreciată de doamne, că nu are
închidere, poate are opțional, nu am uitat, închidere și deschidere electrică a haionului. Bun, sub capotă știu că toată lumea se aștepta să găsească 350 de cai, eventual cuplați cu o tracțiune integrală, ca să facă din acest Astra GSE un, să zicem, moștenitor meritat al istoriei care stă în spatele Opel în variantele astea de mașini micuțe sportive. Nu avem așa ceva, așadar mi-e greu să mă pronunț dacă este cu adevărat un hot hatch, așa cum știam noi odată, sau este o mai degrabă un fel de interpretare, cum să spun eu, între ce ar putea să fie și ceea ce s-a putut face, pentru că deși grupul motopropulsor evident împrumutat de la și comun cu Peugeot 308 GT și mai prezent și pe alte mașini din grupul Stellantis, deși competent per total, faptul că este pe HEV înseamnă că avem o greutate suplimentară și această greutate suplimentară nu este chiar de neglijat. Adică suntem în zona de 1678 de kilograme în funcție de opțiuni, deci probabil că am 1700, să zicem, 1680, da? Sunt mai aproape de adevăr la mașina asta. Adică asta este greutate de SUV cu tracțiune integrală și motor diesel, da? Asta, eu fac această precizare ca să înțelegeți de ce 225 de cai cât are acest grup motopropulsor hibrid, ce ar fi făcut pe o mașină de 1300 de kg, ce poate să facă pe o mașină de 1600 sau 1680. E o diferență, da? Adică nu se respectă cumva principiile care stau la baza mașinilor extrem de dinamice, și anume raport putere-greutate, și bineînțeles totul pleacă de la o greutate cât mai redusă. Aici nu s-a putut pentru că vrem să fie nu GSI, ci să fie GSE. Dar o să vedeți că per total rezultatul nu este unul de lepădat. În principiu motorul PureTech, noi l-am mai prezentat de N ori, este o variantă 1.6 280 de cai pe care am prezentat-o separat, adică l-am avut de sine stătător. El aici este combinat și cu un motor electric și cu o cutie EAT8, eu zic că destul de performantă și fină. Și practic cei 225 de cai de care eu vorbesc și pe care o să-i aveți și pe afișați și pe fișa noastră de la începutul filmului sunt sinergia dintre cele două motoare, pentru că ele individual au valori de cuplu și putere diferite care nu se adună, așa cum bine știți. Și practic din motorul termic care are 1598 de cai de centimetri cubi avem 180 de cai putere și 250 de Nm, cuplu se atinge la 1750 rotații pe minut. Deci dacă am stat să ne gândim doar de sine stătător, nu e rău nici așa. O mașină de clasă compactă cu 180 de cai și cu un cuplu care se atinge de la 1750 sună bine deja. Mai adăugăm la asta un motor electric care are 110 cai și 320 de Nm, numai că, așa cum spuneam, nici puterile, nici cuplu nu se adună. Iar rezultatul este 225 de cai putere și 360 de Nm cuplu total al grupului hibrid. Evident, fiind pe HEV, avem niște facilități. 1. Avem o baterie litiu-ion ceva mai mare și mai grea, bineînțeles. Bateria are 12,4 kWh, este formată din 84 de celule, atenție, răcite cu lichid. Interesant acest aspect. Standard, mașina vine cu un sistem de încărcare la 3,7 kW,
dar opțional, din câte știu, nu știu dacă și pe piața din România, dar pe alte piețe știu că poți opta și pentru un sistem de încărcare cu 7,4, cred. Asta înseamnă că față de timpul în care încarci în mod obișnuit, poți înjumătăți dacă ai opțional acel sistem. Legat de performanțe, că aici ne dăm seama dacă putem să-l punem în lista de hot hatch-uri sau nu, 0-100 7,6 secunde, deci cumva la limita acolo. Viteza maximă în modul hibrid 235 de km pe oră, adică ok, zic eu. Ca paranteză, viteza maximă în modul electric 135 de km pe oră. Mașina în teorie poate rula circa 60 de km în modul electric. O să vedem cum e, cum stă. Ideea este că și consumul și emisiile se calculează într-un mod diferit la genul ăsta de vehicul, adică se calculează pe 100 de km parcurs, considerând și bateria încărcată. Și atunci, în condițiile astea, în care tu parcurgi 100 de km, dar din care 60 ai făcut electric, teoretic poate faci 50, poate faci 48 sau poate faci 58 sau poate faci 60, și atunci consumul mediu dat de fabrică variază între un minim de 1,1 litri la 100 de kilometri până la tot 1,1 litri la 100 de kilometri referitor la funcționarea în modul hibrid, în timp ce în modul electric ai un consum mediu de la 14,2 kWh, ăsta ar fi minim, până la 15,1 kWh maxim. Sigur, în testele noastre lucrurile pot să fie mai mult sau mai puțin diferite. Iar emisiile, în consecință, se calculează la consumul de 1,1 litri, oscilează între 24 și 26 ca valoare. Da? Cum spuneam de motorul termin, nu vreau să mă mai apropii să mai spun mari povești, mai ales că știți că grupul Stellantis a anunțat deja că din 2024 ei vor să aibă electrificare completă pe toată gama lor de vehicule, indiferent de marcă, adică asta înseamnă că și dacă avem acest PHEV, există și o variantă electrică și la orice mașină din grupul Stellantis, la anul, vom avea un concurent electric. Așadar, din punctul meu de vedere, cât o să mai stea câțiva ani pe piață hibridele sau PHEV-urile sau alte versiuni, o să fie oricum irelevant, pentru că viitorul, indiferent ce spun unii sau alții, din păcate sau din fericire, se duce în zona de electric și toată lumea merge în acea direcție. Deci aici avem un motor cunoscut și arhi prezentat de noi, turbo, că asta e interesant, adică combinația asta de PHEV, că este făcută cu motor turbo cu injecție directă. Ce merită remarca prin compartimentul motor? Avem farurile Intellilux, Matrix LED, tralala, cu radiatoarele, le vedeți cât de consistente sunt. Asta apropo de, și mă amuză foarte tare, domne, să ne punem faruri cu LED, luăm becuri de la chinezi din alea făcute cu LED și așa. Nu, de-aia se și strică, de-aia se și ard, de-aia iau foc, pentru că iată cam ce necesar de răcire este, și mai sunt și alte zone de răcire, nu doar alea. Zona de turbo este aici. Sistemul start-stop se face tot prin intermediul unui fel de HSG, deci e integrat cumva, nu este un demaror separat care să pornească și să oprească. Destul de aglomerat și înghesuit, antifonat foarte bine, pentru că o caracteristică a acestei mașini, și e foarte important să reținem treaba asta, ea oferă un mix foarte interesant de sportivitate și confort. Poate fi extrem de confortabilă când vrei și poate fi în același timp aproape atât de sportivă pe cât îți dorești, încât per total mașina mie mi se pare o valoare certă pentru cineva care înțelege ce înseamnă PHEV-ul, și dacă stă cum stau eu la curte și ai stație în curte și poți să-ți permiți în fiecare zi să vii să o bagi în priză ca pe telefon, în momentul ăla mașina merită. Altfel sunt variante mai ușoare, mai puternice, și dacă nu te interesează partea asta de eficiență, de consum, de eco, nu e neapărat mașina care trebuie din punctul ăsta de vedere.
În rest, încă mai regăsim sub capotă elementele cunoscute, adică baterie de 12V, panou de siguranță, calculator, diverse tubulaturi de admisie, mă rog, văd că e o întreagă dandana aici cu filtrul de aer, e probabil undeva aici sub, nu mai ridic capacul de la motor, dacă vreți neapărat o să-l și ridicăm, dar eu zic că sunt suficiente informații pe internet. Ce am observat și vreau să insist asupra acestui aspect, pe lângă capota de aluminiu și eforturile făcute de grupul Stellantis, că nu mai vreau să mai zic Opel acum că mă înjură lumea, deci sunt eforturi foarte mari făcute pentru a lega cumva acest Astra, cu toate că e pe o platformă comună, e vorba de platforma MP2 versiunea 3, e pe o platformă comună cu Peugeot 308 ultima generație. Deci ei încearcă foarte mult să lege mașina cu istoria Opel și în anumite aspecte să știți că reușesc. Deci lumea toată spune, da domne, e ce, un Peugeot 3008 cu sigla de Opel. Nu e chiar așa. Sunt unele diferențe care merită luate în calcul și aceste diferențe sunt foarte specifice pentru Opel și pentru GSI și pentru GSE, dacă vreți. Adică sunt, e vorba despre amortizoare, conii FSD, care sunt foarte, foarte avansate și ce este interesant, nu știu câtă multă lume știe chestia asta, că brandul Conii are această gamă de amortizoare cu o supapă suplimentară și care, mă rog, face niște chestii acolo care permit ca mașina să fie și confortabilă și sportivă în același timp. Deci partea interesantă la Conii e că ei au gamă aftermarket pentru genul ăsta de suspensie. Adică lumea se uită și zice, mamă, uite, vine Opel cu Conii FSD, îi sparge pe toți. Da, e foarte ok chestia asta și o apreciez, dar vreau să vă dau un pont. Dacă vreți să vă faceți o mașină care să aibă o rulare mai confortabilă și mai sportivă, în momentul în care ajungeți la a schimba arcurile și amortizoarele, luați în calcul faptul că există Conii FSD pentru orice mașină standard. Adică te duci în configuratorul lor, te uiți ce mașină, nu știu, Golf 5 sau Golf 6 și te uiți, avem Conii așa, poți să cumperi Conii-urile alea, le montezi și sigur nu o să obții șasiul de pe GSE, că nu e chiar așa, dar o să obții toată această treabă cu suspensia cu amortizare de frecvență, acum se numește ea exact tradus. Ideea este că pe acest GSE sunt mai multe chestii interesante. Avem e-booster-ul, care înseamnă un sistem de recuperare a energiei. E normal, e pe HEV, te aștept să aibă un sistem de recuperare a energiei la frânare sau la încetinire, la frâna de motor. La ei se numește i-booster. Există poziție de B, adică poți să te joci cu buton între drive și B, în așa fel încât să recuperezi mai mult sau mai puțin. Ce am observat la mașină, cel puțin, este că având și e-safe-ul pe care noi l-am mai întâlnit și cu alte ocazii în grupul Stellantis, poți să-ți configurezi foarte bine traseele în așa fel încât să rulezi în regulă chiar și în orașe unde nu este permisă circulația cu vehicule termice, pentru că poți să setezi să ai 50 de km range electric, îți dai e-safe-ul la maxim, îți încarcă bateria și poate ai 40-50 km și credeți-mă, cu 40 de km în orice centru de oraș te descurci să intri și să ieși. Sau povestea clasică, mergi pe autostradă și în fața ai Piteștiul și vrei în Pitești să ai emisii zero și să consumi puțin, dai e-safe și te-ai rezolvat. Dar revin la ce spuneam despre GSE și despre istorie, că e interesant, pentru că eu am avut Opel Astra G și pentru mine Opelul ca și Isuzu, că și atunci am un motor de Isuzu, printre altele, 1.7 CDTI era la momentul la 82 de cai. Există o istorie și eu am spus întotdeauna și țineți minte ce vă spun, calitatea în materie de auto s-a terminat la Astra G și la Golf 4. Ce a fost mai departe a fost deja compromis. Compromis pentru bani, pentru emisii, pentru și se vede și la acest Opel acum și o să vă spun exact despre ce e vorba. Deci spuneam de istorie, pe lângă amortizoarele cu frecvență selectivă și sistem inteligent de valve, că de fapt asta înseamnă, au un sistem inteligent de valve care permite în funcție de drum și cum e mașina configurată să se simtă amortizoarele mai tari sau mai moi, în funcție de cum mergi cu ea, e foarte interesant.
Mai avem un sistem ESP setat mai sportiv, adică ce înseamnă setat mai sportiv? Înseamnă că intervenția sistemului se face mai târziu decât la o mașină normală, comparabilă, să spunem, cu acest Astra. Adică, hai să zicem, o Astra normală, da? Luăm o Astra normală și când o duci pe circuit și vezi unde sunt limitele mașinii, vezi că aici ești lăsat să te joci mai mult, pentru că și șasiul permite, deci moștenirea vine. Avem moștenire de aerodinamică de la Calibra, coeficient aerodinamic 0,26 la Calibra, o mașină absolut emblematică pentru Opel, da? Și pe mine mă bunește râsul când mă gândesc că acum vine Opel, să zicem, ca să nu zic Stellantis, și ne spune: domnule, am făcut acest hatch care are CX-ul cu mare Calibra. Păi când a apărut prima Calibra, acum câte zeci de ani, era Calibra pe străzi și era o bijuterie umblătoare. Și noi le lăudăm acum că în 2022 spre 2023 am făcut și noi un CX-026 în condiție în care există mașini cu 0,21 care merg pe stradă. Dar oricum este bine. Deci legat de istorie, avem treaba cu Calibra, avem treaba cu șasiul care ne amintește de OPC și de alte chestiuni specifice Opel pe partea de sportivitate, bineînțeles de GSI. Și avem și treaba asta cu ESP-ul. În plus, garda la sol este mai scăzută cu un centimetru la varianta asta, că na, e varianta, să zicem, mai sportivă. Suspensia față McPherson, pseudo McPherson, e o, acolo o inginerie care o face să nu fie full McPherson, în timp ce pe spate, spre deosebire de alte mașini cu care concurează acest Astra, nu le enumăr acum că le știți și voi, nu avem suspensie multilink sau independentă pe spate, avem tot o punte semirigidă, dar nu vă panicați că mai sunt și alte care sunt semirigide și merg foarte bine. Vă garantez că mașina merge foarte, foarte bine și te surprinde în momentul în care mergi cu ea, ce ținută de drum, ce confort și ce sportivitate poate să aibă în același timp. Deci, cam asta e sub capotă. Ce ne interesează pe noi, evident, să vedem cum se mișcă, cât consumă și dacă motorul ăsta în combinația asta face față mașinii din punct de vedere sportiv, pentru că atunci când vrei să mergi economic, îți asumi chestia, da, domnule, o pun în electric, merg în electric cu ea, am doar 110 cai sau cât am electric, mi-i asum pe ea, așa cum și la vehiculele electrice din grupul Stellantis știți foarte bine că ai modurile alea eco, normal, sport și în sport ai de fapt toată puterea, în rest e diminuată considerabil și n-a plâns nimeni din cauza asta. Nici eu nu plâng aici, deci dacă mi-asum că vreau să merg economic, mi-aș dori să aibă 90 de cai, că e suficient, cum merge Zoe cu 90 de cai, poate să meargă și Astra ăsta. Din fericire, merge cu 110 și când îi ceri, îți dă 225. Acum o să-i vedem împreună și vedem ce ne iese din treaba asta.